Înainte de a începe acest episod, aș vrea să vă rog să dați un like dacă vă place clipul, pentru că mă ajută enorm și pentru că mă motivează să continui ceea ce fac. Vizionare plăcută! Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revenim cu un nou episod din Alianță. Și avem parte de un cadou, între ghilimele. Adică draftul este din partea lui Wolf și cadoul din partea lui Deadly și a lui Wolf. Și era pe aici de genul un stick, un bloc of redstone și pormerea numai piatră peste tot. Oh, Doamne, cel mai frumos cadou. Hei, partea bună, avem un cesmoca și două semnuri. Mă, de fapt, știi ceva? Florile sunt de la Deadly. De fapt, știi, pe astea să le păstrez. Astea sunt chiar drăguțe, florile. Păi că n-am avut o vază să le pună, dar hei, eu nu mă plâng. A, da. Ok, deci ce o să facem astăzi? Este episodul 10. Și m-am săturat de, nu știu, de prosteli, să zicem. Adică e episodul 10 și până acum au fost destul de multe demolări, să zicem așa. Deci o să punem aici totul și o să vă arăt ceva. Ceea ce nu știu dacă știți de la Geo, dar eu clar vreau să remediez această problemă și vreau să iau o inițiativă, adică nu știu. Nu vreau să mai fie prank-uri așa stupide, adică vă arăt mai despre ce vorbesc. Așa că pentru toți cei din Alianță care se uită la acest clip, hai să nu ne mai facem prank-uri chiar în halul ăsta, o să vedeți imediat. Ok, deci avem cobblestone și o să mai avem nevoie de niște dirt, niște mult dirt. Așa. Ok, hai să mai luăm niște dirt, că nu se știe niciodată când ai nevoie. Ah, perfect, și nici n-am cu ce să-l sparg. A, Doamne. Luăm așa. Mai bine să întorci cu și... Iar a bubuit un creeper. A, Doamne. Și a bubuit oarecum recent, pentru că încă nu s-a generat toată iarba. Deci cineva a trecut pe acolo. Nu știu, eu cum am intrat pe server, adică până acum n-am mai fost intrat. Cum am intrat, am și început să filmez, mă rog, am așteptat să treacă noapte, adică n-am vorbit cine știe ce. Și ta-da! Yeah. Chestia asta a fost făcută de către... ce-i cu aia asta albastră aici? Ok, interesant, oricum, deci... gaura asta, adică cea în cu ăsta a vrut să fie un fel de... farsă pentru Geo, să fie, nu știu, să-l considere el un missing chunk și să sară și să pice și să moară. Și da, cel mai bun prank ever, yuhu. Umplu găuri. Ah, deci ideea e că Geo a mai acoperit toată chestia asta, dar n-a acoperit decât un singur rând. Și cineva a venit și tot destupă chestia asta. Așa că am zis să vin și să pun, nu știu, vreo 3 straturi. Că poate așa măcar nu mai vine nimeni și să se gândească, hai să spargem și să destupăm asta. Și în cazul în care cineva mai are de gând să mai spargă un strat, mă jur pe ce vreți voi, că eu cu mâna mea umplu toată groapa asta la loc, așa, exact cum era. Deci o umplu acolo, să nu mai fie nimic, nimic, adică nu, niciun spațiu gol, ca să fiu mai clar. Ok, sincer nu contează dacă arată urât cum le-am pus, pentru că la final tot o să fie, știi, dirt pe deasupra. Și, adică, nu știu... aș vrea dacă se poate să ne ajutăm mai mult împreună, adică să ne ajutăm mai mult între noi decât să facem chestii de genul, adică FPSF a fost nevoie să se... Ui, am zis numele ca lumea. Super! Merit un biscuit pentru asta. Ok, deci... tipul a fost nevoie să se... mute din cauza prank-urilor. Max a avut casa în flăcări, a trebuit să o reconstruiască
Și eu încă mai am copacii acolo pe care cred că știți ceva. Episodul ăsta să fie un episod în care scăpăm de prank-uri, adică o să repar și chestia aia, o să scot copacii. O să-i astup aici lui Geo și să vă mai arăt încă ceva ce chestia asta nu știu deloc dacă o știți, dar o să vedeți imediat la ce mă refer. Și ce pot să zic, tipul care are chef de glume, a, mi-a mai și plouă, tipul care are chef de glume, nu știu ce să zic, tipul care are chef de glume, e pus pe treabă ca lumea, mă rog, oricum o să revin aici când astup toată partea asta. Ok, deci iau o mică pauză aici. Ok, hai că am revenit, că mai am puțin. Adică, mai am decât zona asta. Și probabil o să mă întrebați de ce ai stat și ai pus atâtea straturi. Pur și simplu puteai să pui stratul deasupra. Păi, am zis mai devreme, cum probabil ați auzit, că știți, am mai făcut chestia asta. Adică am mai umplut o dată, adică am mai stupat o dată gaura. Eu o dată și Geo o dată și mereu s-a întors tipul sau a venit altcineva și a destupat gaura. Și am zis că ei, măcar dacă vrea să o facă la loc, măcar să aibă puțin mai mult de muncă. Și mă jur că data viitoare o umplu cu totul dacă e nevoie de ceva. Că cobblestone-am, m-am lejidat, tu cred că mi-ajunge fix la fix, mai la fix, dar atât nici că se putea. Nici dacă stăteam să număr, să calculez, să socotesc acolo, bun. Dar, din păcate, asta nu e tot ce trebuie să facem la Geo, adică mai avem câte ceva de făcut și așa, bun, gata, am terminat zona. Acum să crească iarba și hai să vă arăt. Deci fiți atenți, deci mai știți că eu mai veneam din când în când și mai puneam lui Geo câte o ușă. Ei bine, cineva a dus glumița asta la extrem. Cum adică, păi, da. Și nu au că doar că a pus doar uși, dar a pus și trapdoor-uri. Și bineînțeles că Geo n-a fost foarte încântat când le-a văzut. Ok, cred, adică nu cred, mai mult ca sigur, crede că eu am făcut chestia asta, adică, hei, nu știu cum să zic, eu îi făceam chestia cu ușile și vai de capul meu unde le pun eu. Stai că acum realizez unde pun eu ușile, că... Nu, serios, ce fac cu ușile? Adică sunt așa, vai de capul meu. Mă rog, deci tipul, ups, nu, n-am vrut să fac asta. Tipul, probabil că acum știți, crede că... Hai să-i punem ușa aici. Că eu am fost, adică s-a folosit de faptul că eu foloseam uși să le las lui Geo ca să pice vina pe mine. Și a fost destul de inteligentă faza. Decât că chiar n-am fost eu, adică, hei, aș fi recunoscut dacă făceam asta, dar în primul rând e risipă de lemn. Deci aș fi făcut așa ceva în momentul ce eu sunt în construcție acum. Și da, lăsăm mob spawner-ul la momentan să ne ocupăm de micuțele prank-uri făcute și sunt ceva. Zic că întâi ar trebui să luăm toate astea și ar fi cel mai bine. Ok, acum stai să vedem cum facem. Geo, uite aici niște lemn. Hai să-i craftăm un chest care să-i punem toate ușile. Nu prea e bine că îi folosim lemnului pentru asta, dar hei, poate că, nu că poate, hai că o să-i dau eu lui din lemnul meu după aia. Mă duc și îi aduc lemnul. O să-i aduc, nu știu, un stack de lemne prelucrat, să zicem, ca să plătească pentru lemnul folosit la chesturi. Ok, da. Cum să zic? Deci o să plătească pentru lemnul folosit la chesturi. Da, știu că nu am folosit atât de mult lemn și că probabil aș fi simt dezavantaj, dar hei, mai nou
sunt acuzat că fur de la oameni, știi, deși eu le zic ce iau și niciodată nu săram să fur, spre exemplu, nu știu, ceva ce nu mai pot recupera, spre exemplu, mâncarea, adică cred că am făcut ceva de genul. Oricum, de obicei, dacă e să fur din din grădină și le plantez, bun. Deci, parterul e gata. Și da, a făcut și la etaj, la asta mă refer, prin parterul e gata. Mai avem nevoie de încă un... Doamne. Ia stai așa. Cred că mai bine ar fi cel mai bine ar fi să le punem uite aici. Dar n-aveai niște chestii în astea sau au fost luate de către cineva anume? De fapt, stai. Dacă tot suntem aici, hai să mai facem încă un chest. Din păcate nu avem prea mult, avem pentru unul singur. Poate mai găsim sus, dar trebuie să-i aduc de-asta lemn lugeu neapărat. Bun. Așa. Și creeper pe aici. Ce Dumnezeu, așa a fost mereu scara lui? Sau a mutat-o cineva cu... Oh, Doamne. Da. Ce frumos, la etaj n-am mai pus nimic. No. Deja nu mai mă simt în stare de așa ceva. A să revin din nou după ce terminăm tot ce e aici de luat. Vine ziua și încă am terminat. Și prin an cam tine vreau să zic că gata, în sfârșit am golit casa lui Geo de chestii. Și acum, serios, chestia asta era așa sau... The fuck? Cred că... De fapt, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat aici. Și zice, la scară nu mă bag. E treaba lui Geo, el știe cum a fost făcută. Eu decât îi aduc astea așa... bun. Să vedem, de fapt nu, o ușă o păstrăm. Bun, asta e, n-aveam cum să nu-i las o ușă așa lui Geo. Pentru că, hei, totuși e prank-ul meu, adică chiar prank. Știi ce, dacă tot suntem aici, hai să-i acoperim și gaura asta de creeper, să nu mai arate așa urât. Da, n-ar fi rău. Bun. Să avem grijă să nu se spawneze nici pe acolo. Gata, toate bune și frumoase. Asta e mina lui, nu o astupăm, bineînțeles. Aici nu știu ce s-a întâmplat. Și în partea asta, hai să astupăm și aici. Și așa, ce vreau să vă întreb, de fapt, ce ați mai vrea să mai construiesc? Adică, ce și unde? Acum putem să folosim și zona aia în care a fost ăsta, FPSF. Pentru că el s-a mutat și ne-a bănuiesc că ați văzut deja zona, că am fost de câteva ori pe la el. Deci, da, am rămas și singur pe server între timp. Fix la fix. Da, deci, ați văzut probabil zona prin partea pe la FPSF și ne-am partea, o să fac un mob grinder și o să-l fac cumva să arate șmecher, adică nu știu, copaș pe lângă el, așa. Să ne arate chiar un turn de cobblestone și să fie atât. Cred că o să-l fac fără scheleți, nu scheleți, fără spider, să-l fac, nu știu, mă rog, vedem. Vreau cumva să fac ăsta să arate mai bine, deci o să-l fac manual. Cumva, încă nu știu cum, dar o să-l fac. Dar și încă o chestie. A dispărut și o modică. Ne. Să zicem că cineva a avut chef să facă o plimbare și a uitat să-l mai aducă înapoi. Și un cean care nu s-a generat. Și acum era mișto să fie o farsă de-a lor și eu să pica dobitocul acolo. Mă rog. Întâi și întâi. Stai. Hai să mergem să dăm jos chestia aia de acolo. De sus și... Ia stai așa, ce aș putea să folosesc? Ia stai să iau gravel-ul, că am o idee. De fapt, fensurile le luăm, că o să avem nevoie și în partea asta. Barem dacă tot
Facem, să facem reparații ca lumea. Sus parcă am lăsat astea. Slaburile de lemn alb. Uite aici, le-am lăsat, clar. Mă rog, oricum o să avem nevoie de ele și de tot ăsta pickaxe. Și de... Unde naibii este? Am nevoie de niște torțe. Dar nu prea am torțe. Știu sigur că aveam torțe. Uite aici aveam. A, am 3 stacuri jumate de cât. Perfect. A, apropo, și-am mutat în Ender Chest toate chestiile mai importante. Pickaxe-ul cu Fortune, de care v-am zis că trebuie să le reparăm. Diamantele și Iron-ul. Și mi se pare genial cum eu mereu ajung cu același număr de diamante. Și uitați ce vreau să fac. Stai așa. Bun. Deci cred că ați înțeles ce vreau să fac. Vreau să urc sus și să nu fiu nevoit la un moment dat să sparg decât o singură bucată. Și... ai de capul meu. Ai, măi, pe bune. Ce om. Bun. Uite, cred că aici o să ne folosească enorm chestia asta, să fiu sincer. Așa, hai să mergem sus, să vedem ce facem. Bun. Dar câți copaci a pus? 4, 5. Mă, ce om, mă, ce om n-a avut ce face. N-a avut la ce să folosească seplingurile. Eu în locul lui făceam o fermă frumoasă. Dar chiar, poate aș putea să fac și o fermă undeva, adică să nu mai cresc așa haotic copacii. Uite în partea aia lângă oi, loi, doamne, vaci, ce am în seara asta, bine. Ah, și ar trebui să fac și aia, oh, doamne, câte am de făcut și eu, n-am făcut nimic. Ok, deci uitați cum e. Aici avem un punct de vedere, să zicem. În partea aia o să vină turnul, deci acolo o să facem mob grinder-ul. În partea asta o să facem o fermă de copaci și să alterneze, să fie unul alb, unul normal, unul alb, unul normal. În partea aia nu știu ce să facem. Adică nu știu, FPS-ul nu mai stă acolo, deci cred că ne-am putea folosi de zonă. Și în partea aia vreau să fac o altă grădină aia nenorocită pe care tot zic că o fac și nu o fac. Deci atât te rog să-mi spui că dispar frunzele, că n-am chef să stau să le iau manual. Atât să-mi zici și eu sunt fericit. Bun, dacă nu, băgăm flinte în stilul pe ele. De fapt chiar asta vrem să fac, să tai baza cât să nu ia foc casa. Și după aia să bag flinte în stilul, știți voi, și să stau acolo, să am grijă să nu ia foc deloc casa. Mă rog, nu știu cât de bună ar fost ideea, adică putea să ia foc casa, dar totuși, lenea. Știți ceva, lemnul ăsta pe care l-am luat, o să-l ducem lui Geo, nu știu, pentru că i-am folosit lemnul. Ok, și acum uitați-vă, vedeți? Pur și simplu nu mai trebuie să stăm să-l spargem și ce Dumnezeu... Oh, Doamne. Shit. Uite, aici avem gravel-ul pe care l-am folosit, să zicem. Și nope, nope, no, 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 no. Am găsit și un măr. Ah, ok. Ah. Dar și cu gravel-ul a suspendat acolo. Hai, mă. Hai, mă, te rog eu, mă, sparge-te. Ah. Și acum, bineînțeles că trebuie să mă urc la loc. Trebuie să fac eu turnuleț așa pe casă, frumos. Mi se pare că nu se sparg frunzele care sunt lipite de un bloc solid, adică, spre exemplu, de lemn. De fapt, nu trebuie neapărat de lemn, adică de lemn e logică, nu s-ar desprinde frunzele, dar dacă sunt puse manual sau un bloc sunt legate de ele, rămân acolo, deci nu e prea bine. Și de fapt, dacă stau să mă gândesc acum, într-un fel e bine că am ajuns aici, pentru că acum mă gândesc și eu pentru prima oară că ar fi bine să punem și noi două torțe, pe care, sincer, nu o să le vedem, deci n-ajută la cine știe ce la frumusețe. Și nici lumina nu o să... și nici lumina nu ne ajută enorm. De fapt, ne ajută enorm pentru că nu o să se mai spawneze mobi acolo. La chestia asta, sincer, nu m-am gândit. Așa. Bun, avem și copaci dați jos, în curând se duce și aia. Hai să ducem lemnul lui Geo. Și să distrugem și astea două de aici.
Da, deci v-am întrebat cam ce ați mai vrea să construiesc și pe unde, adică ați văzut zona și îmi ziceți. Și dacă e o idee chiar bună, adică cineva îmi dă o idee bună, o să o și pun în aplicare. Adică, nu știu, chiar aș vrea să îmi spuneți ce ați mai vrea să mai fac în partea asta. Deci v-am zis, o să aranjez acolo dealul ăla să nu mai arate chiar în halul ăsta de urât. După aia vreau să fac mob grinder-ul neapărat. După ce termin cu mob grinder-ul, vreau să fac ferma de copaci, nu ferma de copaci, fermă. Uite, lemn, poftim. De la mine pentru tine. Așa. Vreau să fac ferma de copaci după ce termin cu ferma normală. Și de fapt, ia stați așa. Poate ar trebui să înmulțim și animalele. No, hai să terminăm aici. Să zicem că e suficient, totuși nu vreau să mă bag prea mult. Poate vrea într-un fel să-și înmulțească oile, adică știți, dacă, spre exemplu, o oaie albastră cu un alb se împerechează, iese una albastru deschis. Dacă una neagră cu un alb, iese o oaie, asta, gri, pardon. Deci, poate are el ceva idei, deci nu vreau să mă bag în treaba lui. Deci o lăsăm mai moale. Da. Stați că am uitat ce ziceam că fac. Da, să-mi prepar chestia acolo jos unde a bubuit creeper-ul. Băi, deci ar fi chiar frumos să nu mai vin. A, uitați, vedeți? Că nu dura, că nu trecuse foarte mult, că acum și-a revenit și o să avem nevoie și de, da, avem nevoie și de scări de lemnal, pentru că de ce nu? A, da, nu-i bai. Avem nevoie și de niște dirt, deci trebuie să mergem și până casă. Așa. Bun. Una, două, trei, patru bucăți de dirt. Dar nu-i problema asta. Da, sunt încă singur pe server. Dar nu-i problemă. Stai, uite, avem 4 scări, te rog, spunem că sunt suficiente. N-am de gând să stau să mai mă întorc. Bun, deci hai, spunem că sunt suficiente, spunem că sunt suficiente. Băi, știi, bun, s-ar putea să fie nevoie fix de 4. Băi, deci sunt boss. Îs boss ori nu îs? Bine, după cum le-am pus pastea, nu s-ar zice, dar hei. Așa. Gata, boss, ăsta este. Gardul n-a bubuit și mai avem nevoie de o leacă de dirt. Mă rog, bun. Deci cam asta așa ar fi tot. Acum hai să culc, hai să ne culcăm. Și vreau să merg până la spawn să vă arăt și ce a făcut banana, cu ce și-a ocupat el timpul. După care putem să încheiem și noi, adică ne... E destul de târziu, adică, bine, e noapte în Minecraft, dar mă refer la ca oră, e deja 3 dimineața și am avut o zi destul de plină, vai de capul meu, deci ce dobitoci stau și joacă fotbal de 1 mai, imediat după ce au, deci imediat după ce au mâncat grătar. Păi, bineînțeles că dobitocii ăștia, adică noi, eu și prietenii mei, că cine altcineva. Mergem noi frumos, facem grătarul, toate bune și frumoase. Bere, suc, de-astea. După care, ce ne gândim noi mai după ce am mâncat? Bă, ce facem? Hai la un fotbal, așa, am fost la fotbal. Și după ce am jucat fotbal, așa, imediat după asta, vă dați seama ce chef aveam cu toți. Deci când am dus acolo, aveam un chef după jumătate de oră, în acea genul. Deci o seara când am ajuns acasă, deși mi-era foame că mi-am făcut grătarul pe la prânz, deși mi-era foame, n-am mâncat nimic, am vrea să vomit în timp ce mi-era foame, deci wow. Asta e o reușită, e ceva nou pentru mine. Bun, în partea asta venim și vă arăt la ce lucrează banana, ce a făcut el în ultimul timp. Ups. Nu-l la oi, nu-l la oi.
Așa, deci aici a făcut niște, de-astea, niște grădini. Și știți ce, dacă toți suntem aici, hai să le înmulțim. Adică să le completăm. Uite, are nevoie de niște de-astea morcovi, umplem noi cu morcovi. Luăm toată ferma de aici, o punem la loc. Bun. Și la... aia sunt cartofi, parcă. Din câte am înțeles, vrea să facă aici un fel de, nu chiar shop, un fel de, nu știu, vino, ia și plantează la loc pentru cei care au nevoie. Chestia ar trebui să fie pentru cei care or să vină noi, deși nu știm câți or să mai vină noi, deci într-un fel o să fie un fel de... O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, trebuie să spunem că ai unde sta și n-are hău, n-are hău, de ce n-are hău? Ok, facem un hău. Avem chiar și două bucăți de piatră la fix. Și săpăm acolo, după care îl punem înapoi. De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Așa. Hai, tatică, să fie acolo, bun. Semințe, semințe, dacă știam, veneam cu semințe, dacă asta nu suntem să le mai iau. Și sunt curios, ce ar trebui să fac cu uitul ăsta? De fapt, cu uitul ăsta mergem și mulțim vacile și chestiile lui. Nu, nu mai mulțim nimic cu el. Mi-am amintit de ce nu le-am mulțit în prima. Să lăsăm omul să-și facă breeding-ul exact cum vrea. Breeding parcă se numea chestia aia când înmulțeai alte chestii, adică animale și nu numai. Mi se pare că chestia asta merge și la plante breeding, adică ceva genul... da, nu știu cum să explic în română. Știu, așa am o idee a termenului, dar nu știu, nu pot să o explic la ora asta. Ce fac oamenii normal la ora asta? Dorm. Ce fac eu la ora asta? Minecraft? Dar știți ce? Chiar nu regret. Adică... Hei, aș putea să dorm sau să joc Minecraft. Aș alege la orice oră din zi Minecraft-ul. Bine, depinde de ziua următoare. Dar unde vedere că e o zi liberă... Da, e timp de somn, nu-i bai. Deci mini-vacanța asta a venit perfect. Mai bine atât nici că se putea. Bun. Avem aici ferma completă la cartofi și banana, mi-a scos ce cam nasol. Dacă știam, știi, mai aduceam eu, adică eu am prăjit toți cartofii. Bun, hai să vedem, să vedem că scoatem aici, clar nu o să facem toată ferma. Aș putea să stau, că am văzut că are ceva de-astea. Avea ceva oase și aș putea să stau să le înmulțesc, să fac, să extind, dar hei. Eu am venit aici doar să ajut puțin, nu chiar, nu să fac chiar așa. Bun, am mai extins cu un rând. Acum avem aici morcovii pe care o să-i mâncăm. Ups, luăm asta înapoi, ce-am pus, și mergem înapoi la treaba noastră. Și în sfârșit o să mă apuc și eu de acel mob grinder, să avem și noi level, să putem să facem și noi enchanturi. Și asta mi-a zis că trebuie să facem și un enchantment room. Și de ce, Doamne, iartă-mă, găuri în halul ăsta la spawn. Ok, ok. Umplem. Așa. Bun, acum hai să mergem a căsică și să începem să lucrăm la spawn. Oricum, cam asta a fost-o și pentru a că astăzi n-am făcut mare lucru. Bine, am făcut, de fapt, eu sper să fie un mare lucru, nu prin ce am făcut eu, ci prin ce urmează să se facă, adică să nu mai fie chiar atâtea troluri. Pentru că, hei, de fapt nu chiar troluri, prankuri, pentru că deja s-a distrus destul de mult cu prankurile astea și deja nu mai sunt prea bune și am fost o floare în casa aia. Vreau să văd ce-i cu casa aia după care am plecat. Super. Nici măcar nu am mai lăsat pe patul decât i-au pus acolo o floare. Să se știe că acolo a fost anonim. Bun. Deci. Cam asta a fost-o pentru astăzi. Când o să revin data viitoare, deja sper să am ceva în minte cum să fac spawnerul ăla să arate mai bine. Și poate că cine știe o să mă întorc și cu calul meu, poate.
Dacă nu mergem și luăm alt cal și trebuie să-l închidem undeva ca lumea. O să facem un garaj subteran. Perfect. Parcare. O, oh, nemaipomenit. Oricum, deci cam asta a fost așa cu pe bune. Dacă aveți sugestii de ce aș putea să construiesc și pe unde, să lăsați în comentarii. O să citesc fiecare comentariu în parte și da, cam atât. Deci, până data viitoare, eu am fost Cristi, asta a fost Alianța și... Ah, să mai mulțesc vacile sau nu, știi ceva, lasă-le așa. Lasă-le așa, tătică, am suficientă mâncare. Până data viitoare, bye bye.